În vârstă de 77 de ani, Laura Lavric va fi supusă unei intervenții chirurgicale, la finalul acestei luni. Cântăreața de muzică populară va fi nevoită să lipsească de pe scenă cel puțin două luni, după operația pe care o va suferi la șold. Oricât de frumoasă ar părea viața unui artist, aceasta nu însă deloc una ușoară. Anii petrecuți pe scenă, desele drumuri lungi prin țară sau peste hotare își spun cuvântul, la un moment dat, asupra sănătății acestora. În urmă cu doar câteva luni, fotografiile în care aceasta se deplasa cu ajutorul unui cadru metalic au făcut în conjurul internetului. Iar fanii artistei s-au întrebat de ce afecțiune suferă aceasta, întrucât nu se mai poate deplasa. Cântăreața de muzică populară fusese supusă deja la o primă operație la Scholt. Va urma și o a doua, la celălalt Scholt. Ea va fi operată de același medic la spitalul de ortopedie Foișor, din capitală. Contactată pe marginea acestui subiect, artista a confirmat că se operează, dar a evitat să ofere alte amănunte.